Acum poți comanda stickere mai ușor pe noul site stickered.com, unde poți alege din modele existente, încărca imagini ce vor fi transformate în stickere sau folosi chatul live pentru a configura împreună modelul dorit. Fiecare sticker costă 2 lei, este rezistent la apă și poate fi lipit pe aproape orice suprafață, iar dacă comanzi peste 50 de stickere, livrarea e gratuită. Ai linkul în descriere. Videoclipurile despre fete au cele mai multe vizualizări de pe canalul meu și nu e de mirare, pentru că să fii atractiv în ochii fetelor joacă un rol crucial pentru dezvoltarea ta ca adolescent. Asta pentru că să fii bine văzut de fete îți oferă încredere de sine ridicată, în caz contrar, dacă ești respins constant, îți va fi foarte greu să socializezi. Cea mai mare încredere în tine o prinzi atunci când vorbești față în față cu o fată și conversația decurge bine, spre deosebire de mediul online, unde oricine poate trimite un mesaj. Nu e atât de greu. În videoclipul de astăzi nu vom discuta despre cum să interacționezi cu o fată, am făcut deja asta în alte videoclipuri, și despre unde să găsești fete singure în viața reală, nu pe internet. Surprinzător de mulți băieți au impresia că nu mai ai unde să găsești fete necunoscute în afara internetului. Ei bine, eu nu sunt de acord. Am să spun 5 locuri unde eu am întâlnit fete necunoscute și am legat prietenii sau chiar mai mult, și sunt șanse mari să faci și tu la fel. Din păcate, aceste locuri pot fi afectate de pandemie, dar să sperăm că vara asta ne lasă odată în pace, însă acest video e valabil și după ce trece pandemia. Hai să vedem despre ce e vorba. Primul loc unde să găsești fete singure este la piscină, la strand. Doar gândește-te, ce loc mai bun să întâlnești fete singure decât vara la piscină cu prietenii, când fetele sunt și în costum de baie. Dar poate te întrebi cum să intru în vorbă cu acele fete. Ei bine, o idee ar fi ca tu și prietenii tăi să luați o minge de volei și să vă jucați cu ea în apă. Poți invita alte fete să se joace cu voi și uite așa de acolo intrați în vorbă, poate când ieșiți din apă are nevoie de cineva să o dea cu cremă de soare. Adevărul e că există multe oportunități de a întâlni fete singure la piscină și partea frumoasă e că poți face asta într-un mod distractiv, invitându-le la un volei în piscină. Al doilea loc unde poți găsi fete singure este la o zi de naștere, la un majorat. Nu sunt sigur de asta, dar cred că cel mai comun răspuns la întrebarea cum ți-ai întâlnit iubita sau iubitul este prin intermediul prietenilor. Primul răspuns fiind pe internet. De aceea zilele de naștere sunt oportunități extraordinare de a întâlni fete necunoscute, pentru că atunci când ești invitat de cineva, sigur va invita și alte fete pe care tu nu le cunoști. Și la zilele de naștere atmosfera e foarte plăcută, toată lumea e pusă pe distracție, toată lumea vorbește cu toată lumea. De aceea sunt șanse mari să intri în vorbă cu o fată de care ești atras fizic și să menții legătura cu ea după ce se termină ziua de naștere. Al treilea loc unde poți găsi fete singure este la școală. În liceu aveam destul de mulți prieteni de la clase diferite și în pauze, pentru că mă plictiseam, le făceam o vizită în clasa lor. Și asta mi oferea șansa să văd dacă vreo fată se uită mai ciudat la mine, dacă se bagă în seamă cu mine, pentru că dacă nu știai, fetele fac de fapt primul pas. Ele îți oferă un semnal că ar fi interesate să te cunoască mai bine și abia apoi tu răspunzi la el. Există un termen în engleză numit cold approach. Probabil ai auzit de el și se referă la faptul de a aborda o fată pe stradă sau oriunde fără ca ea să-ți transmită vreun semnal înainte că ar vrea să vorbească cu tine. Am încercat chestia asta de destul de multe ori și nu sunt fanul ei, pentru că de cele mai multe ori nu funcționează. Fata nu e interesată să vorbească cu mine. În schimb, dacă fata îți oferă un semn prima dată că ar vrea să vorbească cu tine, poate fi un zâmbet, poate fi o privire mai insistentă, ei bine, atunci e aproape 100% garantat că conversația va decurge într-un mod plăcut pentru tine, dar și pentru ea. De aceea, la școală poți simți ce fată te place observând gesturile ei, limbajul non-verbal. Și tocmai din acest lucru este un loc perfect pentru a întâlni fete singure și a vorbi cu ele. Al patrulea loc unde poți găsi o grămadă de fete singure și poți intra în vorbă cu ele este la concert. De ce? Pentru că la concerte vin în special tineri, ca tine, și vin cu două scopuri. Primul este de a asculta muzică și al doilea poate iese de vreo lipeală. Concertele funcționează ca un club. Te duci acolo să asculti muzică, să dansezi și să socializezi și cel mai probabil nu îți vei găsi dragostea vieții tale la un concert sau la un club, dar totuși nu se știe niciodată, poți păstra legătura cu o fată și după ce se termină concertul. Și în final, al cincilea loc unde găsești fete singure este la sală. Așa cum am spus și în alte videoclipuri, la sală nu te duci numai să tragi de fiare și să-ți faci un corp plăcut din punct de vedere fizic, te duci să și socializezi. De asta e mișto să fii antrenor la sală. Antrenezi o grămadă de fete. Nu, serios acum, la sală partea frumoasă e că găsești fete care au aceeași mentalitate ca și tine, și anume să își îmbunătățească aspectul, să arate mai bine. Și e destul de simplu să intri în vorbă cu fetele acolo, pentru că ai un subiect, și anume sala, ceva legat de asta. De exemplu, poți să o întrebi de cât timp vii aici sau cum merg antrenamentele pentru tine, ceva de genul. Aceste 5 locuri mi se par mie cele mai bune pentru a întâlni fete singure. Vreau să-mi scrii în comentarii dacă
dacă tu ai alte locuri pe care vrei să le menționezi. Da, oameni, acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă v-a plăcut și v-a fost de ajutor, vă rog să-l distribuiți mai departe, să vă abonați, bineînțeles, dacă n-ați făcut-o, și să-mi dați un follow la Eddie Advice pe Instagram, unde puteți, bineînțeles, să-mi adresați orice fel de întrebare legată de viața voastră personală, iar eu voi încerca să vă ajut. Și acestea fiind spuse, eu am fost Advice sau Eddie și până data viitoare, nu uita, pune eu reușită, nu rateu. Pa, pa!